este o onoare pentru mine să spun cele câteva cuvinte în onoarea, în memoria maestrului Radu Beligan. Am avut privilegiu, am avut șansa să exist un moment, o clipă, pentru mine esențială, în existența artistică, în viața, în cariera maestrului Radu Beligan. Ar fi trebuit să se întâmple, cred eu, mai de mult. Așteptam un copil acum 20 de ani și nu s-a materializat atunci un anumit proiect. Apoi, anii au trecut cu bune, cu rele, cu tăcere, cu așteptare din partea mea, cu speranța, cu nădejdea să nu se fi supărat, să nu mă fi îndepărtat, să nu mă fi uitat. N-aveam de unde, știi? Și nu îndrăzneam să întreb, evident. Și apoi, într-o zi, am primit un telefon. După salut, mi-a spus numele domniei sale. Era clipa, era momentul care încununa, care dezlega, care mântuia, care aducea darul mult dorit, speranța împlinită. Și anume de a exista, de a mă afla într-un proiect alături de maestru Radu Beligan. Era un spectacol al Teatrului Metropolis, Jubileu. Coincidență? Sub bagheta domniei sale, în regia, în direcția de scenă a maestrului Radu Beligan, cuvânt cu cuvânt, intenție de intenție, emoție, poate va fi, un spectacol ce vorbește, în general, despre actori, despre condiții artistului, actriței, aflate de acum, într-un superb, sublim, dar apus, ce își rememorează viața, existența, căderile, ascunzișurile, speranțele, ambițiile, derapajele. Și cine altcineva ar fi putut să dezvăluie, să îmi dezvăluie, să prefigureze, să mă conducă cu severitate, cu precizie, cu minuție, cu minuțiozitate sfârșietoare. O vivisecție a condiției de actor. Apoi am avut privilegiul să mă aflu parteneră de scenă în spectacolul Leul Deșertului, text scris de Mona Radu. Exista un moment când, partener de scenă, fiind, ne aflam, stăteam pe o bancă, pe un obiect, pe o bucățică de decor și spuneam ceva. Vreau să mulțumesc providenței, soartei, conjuncturii, pentru faptul că am existat o secundă, am existat artistic o secundă alături de Radu Beligan.